La doar câteva zile de la disputarea meciului amical contra echipei Universitatea Cluj, jucătorul Georgen Cătună a decis să se transfere la formația de pe malul Someșului. Născut pe data de 7 aprilie 1998 în Cura Humorului, acesta a evoluat în perioada 2002-2007 la formațiile locale CSS Domus Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava. Cătună a intrat în vizorul tehnicianului băimărean Eugen Apioc în 2007, iar un an mai târziu a fost transferat de CSM Știința Baia Mare. Georgel Cătună a fost părtaș la marile succese ale Zimbrilor din ultimii 7 ani. Alături de formația băimăreană, el a cucerit 4 ediții de Superligă, precum și 2 de Cupa României, iar de alte 2 ori a câștigat Cupa Europei Centrale și de Est, precum și Supercupa Europei la ediția inaugurală din 2010. În palmaresul acestuia mai figurează alte 4 finale de Superligă. Pe plan european, Georgel Cătună a fost titular în meciul tur din Challenge Cup 2015, contra rușilor de la Enisei. După cei aproape 9 ani petrecuți la CSM Știința, echipa alături de care a reușit cele mai mari performanțe din carieră, Georgel Cătună a decis să se transfere la Universitatea Cluj.